Sunt vești bune pentru românii care locuiesc la case după ce s-a aflat că prețul la lemnele de foc s-ar putea ieftini. În acest sens, Comisia de Buget Finanțe a Senatului a adoptat ieri un raport de admitere pentru proiectul de lege al PSD care prevede reducerea TVA-ului pentru lemnele de foc de la 19% la 5%. Prețul lemnelor de foc ar putea să scadă potrivit unui proiect de lege al PSD care propune micșorarea TVA-ului de la 19% la 5%. Veste bună pentru românii care își încălzesc locuințele cu lemne de foc. Comisia Buget Finanțe din Senatul României a votat un raport favorabil pentru inițiativa PSD de reducere a TVA-ului pentru lemnele de foc de la 19% la 5%. Dezbaterea și votul în plenul Senatului va avea loc săptămâna viitoare, a scris Ștefan Radu Oprea pe pagina sa de Facebook. Ne-ar bucura că am dat și noi mai puțin. Mă încălziți cu lemne? Da, eu sunt la țară, nu sunt aici, la oraș. Dar și la țară, e 40.000 mașina de lemne. Deci ar fi un real ajutor pentru dumneavoastră dacă s-ar întâmpla. Foarte, foarte, mai ales că n-ai nici banca lumea cu pensia de 5 milioane, ce drag să faci? Ce să iei, ce să... Lemne, păi bineînțeles că consum mult, fac 3 focuri. Și cam cât va ajunge, să zic așa, pe iarnă? Păi cât? De milioane, 40 de milioane. Nu, cam 40-45 de milioane lemne. Da? Deci ar fi un real ajutor dacă s-ar întâmpla. Bineînțeles că ne băgăm, mă bag dator la copii, m-am împrumut altfel. Senatorul PSD Liviu Mazilu a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în legătură cu acest proiect de lege. Comisia Buget Finanțe din Senatul României a votat un raport favorabil pentru inițiativa PSD de reducere a TVA-ului pentru lemnele de foc de la 19% la 5%. Dezbaterea și votul în plenul Senatului vor avea loc săptămâna viitoare. Termenul de intrare în vigoare a legii este 1 noiembrie 2021, astfel încât cetățenii să beneficieze de reducerea prețului la lemne de foc din această iarnă. Vă readuc aminte că 85% din locuințele din mediul rural sunt încălzite cu lemne. Vrem un control, că vine frigul. Ce părere aveți dacă s-ar ieftini lemnele pentru foc? V-ar ajuta acest lucru? Cred că da. Potrivit Institutului Național de Statistică, lemnul de foc este principala sursă de încălzire pentru peste 3,5 milioane de gospodării, reprezentând peste 45,71% din totalul gospodăriilor înregistrate în România.